Salutare, prieteni, cu voi este canalul Pormei din Dâmbovița. Astăzi o să facem un video cu porumbei. Și acesta este cu John, porumbelul meu albastru, foarte vânăt, care de un tip rămână și o ciule. Acolo e căsuța lui. Aici l-avem pe carcalete. Aici avem cel care aici avem porumbița. M-am hotărât să le las ouăle, deoarece le-am pus așa niște fân și și-au adunat toți, deși au pus în cuib, toți au și-au adunat ei singuri. Aceștia sunt. Asta să vedem ouăle porumbeilor. Aici avem două. Aici avem la alba noastră. Are și a două. Aici avem pe vânăta noastră cele două. Aici îl avem pe asul, care femeia lui îngâna o oat. Aici este John. El mă ciugle. El. Aici se îngăvor, că vor să ouă. Și aici. Mai bine că nouă, că nu i-au prins frigul. Aici l-avem pe carcalete și pe solzata noastră. Cu cele două sunt la paie. Aici l-avem pe acest mascul. Iar mă ciugle pe mine. Are și ea două aici. Iar mă ciugle. Acesta este un mascul. Nu vede că pucnesc din degete. Cam asta face el. Acesta este. Aici avem porumbii pe carcate de masculine. Aici îl avem pe carcanete. Și toți porumbii mei. Aceștia sunt. Cam atât a fost pentru astăzi. V-am prezentat porumbii. Porumbii sunt bine, sunt sănătoși. După cum puteți vedea, excrementele sunt tari. Nu sunt apos. Nu au găinat apos.
Le-am pus aici niște fân ca să și ea și și-au luat toți. Și cam asta este. Cu voi a fost canalul Prumbii din Dâmbovița. Da, și John, care îi cheamă. Și cu fratele lui. Cam atât a fost pentru astăzi. Cum a fost canalul Prumbii din Dâmbovița, nu uita să dați un like, un share și să vă abonați. Pa, pa!